Bună seara! Gol pentru Bugaiov. Internaționalul moldovean Igor Bugaiov a marcat golul victoriei pentru echipa Tobol din Kazahstan în amicalul cu formația Gazmetan din România. Scor 2-1. Igor Bugaiov a reușit să înscrie cel de-al patrulea gol pentru Tobol din Kazahstan în meciurile amicale. Pe lângă reușita din partida cu Gazmetan, internaționalul moldovean a marcat o dublă în poarta echipei a doua lui Zenit Sankt Petersburg și un gol în poarta formației a doua lui Dinamo Moscova. Bugaiov a semnat cu Tobol în această iarnă. Și internaționalul moldovean Valeriu Andronic a marcat o dublă în primul amical al formației sale SK Energia în cantonamentul din Turcia. Andronic a înscris ambele goluri din penalti în poarta celor de la Gazavik, scor 2-2. Echipa moldovenilor Emil Caras, Igor Armaș și Stanislav Namașco cu bani Krasnodar s-a impus în fața lui Gheorghe Eto din Ungaria, scor 3-1. Armaș a fost introdus pe teren în minutul 35, iar Namașco în minutul 46. Ultimul a păstrat poarta intactă. Zadovolen отношением к делу, была хорошая самоотдача игроков. Счет не отражает действительно, потому что очень много моментов создали и пенальти уже третий на этом сборе не забили. Cealaltă echipă din oraș, FK Krasnodar, cu internaționalii moldoveni Igor Picușceac, Valeriu Ciupercă și Igor Lambarski în lot, a pierdut în fața lui Levski Sofia, scor 1-0. Picușceac și Ciupercă au fost titulari și au jucat 66 și respectiv 45 de minute. Lambarski a fost introdus pe teren în minutul 46 și schimbat în minutul 67. În primul time și половине второго time вы давали возможность, ну, скажем так, проявить себя тем, кто не заслабил за собой место в составе. Как вы оцениваете их игру? Они старались и они готовы, я бы сказал, потом играть 90 минут, и сейчас на третьем сбору будем играть по 90 минут, и будем готовиться, это будет игровой режим, микроциклосик, и готовимся к первой игре. Într-un alt meci, capitanul selecționatei Moldovei, Alexandru Epureanu, a fost titular și a jucat 60 de minute pentru Dinamo Moscova în amicalul cu Sparta Praga, scor 1-1. Capello nu va veni cu Anglia la Chișinău. Antrenorul italian Fabio Capello și-a dat demisia de la selecționata Angliei, care va juca cu Moldova în preliminariile campionatului mondial 2014 la 7 septembrie la Chișinău. Federația engleză l-a desemnat selecționer interimar pe Stuart Pearce, care a pregătit până acum naționala de tineret din Albion. Antrenorul italian Fabio Capello a demisionat de la selecționata Angliei după ce Federația Engleză de Fotbal a hotărât să retragă banderola de capitan lui John Terry. Fundașul lui Chelsea, în vârstă de 31 de ani, este acuzat că a proferat insulte rasiste la adresa jucătorului Anton Ferdinand de la Queen's Park Rangers. Cazul va fi judecat la 9 iulie. Federația a anunțat că până la acea dată Terry nu poate purta banderola de capitan. Capello și-a exprimat dezacordul față de decizia federației, care i-a subminat autoritatea și și-a dat demisia. Federația engleză l-a desemnat selecționer interimar pe Stuart Pearce, care a pregătit până acum naționala de tineret din Albion. Marele favorit Harry Redknapp a declarat că atenția lui este numai pe echipa sa de club, Tottenham Hotspur. Selecționata Moldovei va juca cu naționala Angliei în preliminariile campionatului mondial 2014 la 7 septembrie la Chișinău. Pedro a marcat un gol fabulos pentru FC Costuleni. Nu este vorba de atacantul echipei FC Barcelona, ci de un jucător mexican aflat în probe la lei. FC Costuleni a pierdut cu 3-1 în fața echipei Al Roslatina din România într-un amical disputat în Turcia. Al Roslatina din România a condus în amicalul cu FC Costuleni cu 3-0. FC Costuleni a redus diferența și a stabilit scorul final 3-1 pentru echipa de peste Prut printr-un super gol al mexicanului Pedro Osorio, aflat în probe la lei. Team I have a slow scoring progression. This is a objective for the team because objective for Costuleni is not to win the game, but work for the first game in the Moldova. Într-un alt amical, Zimbru a pierdut în fața lui Buducnost, scor 3-1. Echipa din Muntenegru a condus cu 2-0. Galben-verzii au redus diferența prin Sidorenko, care a marcat din penalti. Buducnost a mai înscris un gol și a stabilit rezultatul final, 3-1 pentru muntenegreni. Astfel, Zimbru a ocupat ultimul loc la turneul amical Taurus Cup. Nu vreau, probabil, concentrație, atenție, puțin.
Campioana Moldovei Dacia Chișinău a întrerupt seria de 3 înfrângeri consecutive în cantonamentul din Turcia după ce a remizat cu Zeta din Muntenegru scor 1-1. Dacia a marcat prima în minutul 28 printr-un fotbalist aflat în probe. Egalitatea a fost restabilită peste doar un minut. FC Barcelona, Athletic Club, aceasta este finala Cupei Spaniei din acest sezon. Extratereștrii s-au calificat în ultimul act al competiției după ce au trecut în semifinale în dublă manșă de Valencia, scor 1-1 în retur și 2-0 în retur. FC Barcelona a deschis scorul în minutul 16 prin Fabregas. Xavi a stabilit rezultatul final, 2-0 pentru Barça în minutul 81. Xavi! Game over, tie over. Pep Guardiola and Barcelona surely on the way to another Copa del Rey final. FC Barcelona va întâlni în finala Cupei Spaniei Athletic Club, care a trecut în cealaltă semifinală de Mirandes. Acestea au fost știrile din sport. Dacă ați fost martorul unui eveniment important, sunați-ne la 22 11 47 sau scrieți-ne la știri@eurotv.md. Imaginile dumneavoastră de amator pot fi postate și pe site-ul televiziunii eurotv.md. Urmează rubrica Meteo. O seară bună, vă doresc, rămâneți cu EuroTV.